Procesul în care fosta șefa Agenției pentru Protecția Mediului Alba, Mihaela Mihdehelean, este acuzată de fapte de corupție alături de alți doi inculpați, a primit undă verde. Curtea de apel Alba Iulia a respins definitiv astăzi contestația făcută de inculpați privind decizia din 21 aprilie în cameră preliminară de la tribunal, prin care judecătorul a stabilit că rechizitorul DNA îndeplinește condițiile legale și de procedură. Reamintim că Mihaela Mihdehelean a fost trimisă în judecată de DNA în martie 2015 pentru fapte de corupție. În dosar mai sunt inculpați Gheorghe Iordache, fost director la Cupru Min S.A. Abrud, și Sergiu Ioan Nicolae Mihuț, reprezentantul unei firme din Cluj-Napoca. Cauza are legătură cu avizele de mediu pentru Cupru Min. Potrivit DNA, acuzațiile sunt de instigare la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu și luare de mită pentru Mihaela Mihdehelean, de abuz în serviciu și dare de mită pentru Gheorghe Iordache, fost director general al SC Cupru Min S.A., respectiv de complicitate la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu pentru Sergiu Ioan Nicolae Mihuț, administrator de firmă. De precizat că efectuarea urmăririi penale este etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.